Ficatul, organul neperechetăcut, care îndeplinește singur peste 500 de funcții în organism, nu dă semnale evidente de boală și nici dureri decât în stadiile finale. Vestea bună ar fi că ficatul este singurul organ care poate crește înapoi, el putându-se regenera complet, după o extirpare parțială. Legătura dintre ficat și armurariu este una evidentă. Demonstrată științific și confirmată de rezultate, țilimarina conținută de fructele de armurariu modifică structura membranei celulelor hepatice, hepatocite, astfel că, pe de o parte, substanțele toxice, toxinele, nu mai pot penetra celulele hepatice, distrugându-le, iar, pe de altă parte, componentele celulare importante, cum ar fi enzimele hepatice. Nu mai pot părăsi hepatocitele deteriorate și astfel nu se mai pierd. Silimarina recuperează ficatul după ce a fost deteriorat și acționează și ca agent de captare a radicalilor liberi, fiind considerat un antioxidant foarte puternic. Rezultatul fiind stabilizarea și protejarea hepatocitelor prin prevenirea oxidării celulare, proprietatea armurariului de a regenera celulele hepatice, a fost cunoscută încă din Roma antică, când planta a fost folosită pentru a vindeca ficatul după excesele de alcool. Studiile și rezultatele clinice arată că armurariul stopează progresia unor afecțiuni hepatice printre care și degenerarea ficatului gras. Armurariul împiedică depunerea grăsimilor în ficat, ajută la eliminarea substanțelor toxice din organism, regenerează ficatul. Scade colesterolul și trigliceridele. Silimarina conținută de armurariu este un veritabil protector hepatic. Consolidează ficatul, restimulează fluxul și circulația biliară, previne diabetul, scade glicemia, încetinește procesul de îmbătrânire. Pe lângă silimarină, armurariu mai conține substanțe amare, amine biogene, tanin, flavonoide, aminoacizi, vitamine E, B, D, K, minerale, magneziu, potasiu, fier, mangan, calciu, seleniu, zinc, vanadiu, aluminiu, cupru, crom, acizi grasi omega 6 și omega 9 și o cantitate mare de proteine. Ficatul deteriorat se poate regenera mai repede cu ajutorul armurariului, el fiind considerat cel mai eficient remediu natural pentru ficat. Utilizarea silii marinei extrase din armurariu ca antidot în otrăvirea cu ciuperci tuberculoase a redus mortalitatea cu 12%. Armurariul are efect antitoxic, regenerativ, antioxidant, antifungic, antidepresiv, având capacitatea de a înhiba creșterea tumorală și de a activa sistemul imunitar. Cei care consumă armurariu frecvent au un risc scăzut până la zero de a face cancer de orice fel. Armurariu se folosește ca remediu în steatoză hepatică, ficat gras, hepatită virală A, B și C, icter, insuficiență hepatică, ciroză hepatică, împiedică fibrozarea ficatului, dischinezie biliară, litiază biliară, otrăvire cu ciuperci toxice, intoxicație cu metale grele. Alcoolism nu tratează dependența, însă susține ficatul și activitatea nervoasă, recuperând reflexele și coordonarea normală, diminuează tremurul membrelor și alte simptome specifice bolii, cum îl folosim. De la armurariu se consumă fructele, care trebuiesc zdrobite sau măcinate. Înainte de folosire, sub formă de pulbere, se macină fiind cu o rășniță electrică, se ia câte o linguriță rasă de 3 sau 4 ori pe zi, pe stomacul gol, și se ține sub limbă timp de 10 la 15 minute, după care se înghite cu apă, sub formă de infuzie. Se adaugă 250 ml de apă clocotită peste o lingură cu plantă și se lasă timp de 15 minute într-un vas acoperit. Apoi se strecoară și se bea pe stomacul gol, 3 când pe zi, cu 30 minute înainte de mesele principale. Ceaiul se poate bea și macerat la rece când peste o lingură de plantă se adaugă 250 ml de apă rece și se ține timp de 6 sau 8 ore la temperatura camerei, apoi se strecoară și se bea pe stomacul gol, 3 când pe zi. Cu 30 minute înainte de mesele principale, armurariul se găsește comercializat și sub formă de tintură, comprimate, capsule sau ulei presat la rece.